În această seară vom lansa două cărți, pentru că avem cereri din ce în ce mai numeroase de a lansa volume, astfel încât am încercat să condensăm aceste două cărți, care, pe de o parte, au și ceva comun, au un substrat comun, o să discutăm despre ele. Este cartea mea, deci în momentul de față sunt și anfitrion și invitat al acestor serate culturale din mărturile unor contemporani actori ai României mari, dar evident evenimentul central este lansarea acestei cărți extraordinare, Câmpina pe vremea bunicilor noștri, de către domnul Ciupală. Nu știu dacă mai are sens să-l prezint pe domnul Ciupală, având în vedere că este o legendă a orașului nostru, este vecin cu mine de foarte mulți ani și eu îl cunosc încă din copilărie, când domnia sa este și, cum vedeți, este mai înalt decât mine și în momentul de față, dar când eram copil îl priveam așa cu un imens respect, pentru că era și o diferență de înălțime apreciabilă și la un moment dat chiar m-am jucat în grădina domniei sale, care este destul de vastă și era destul de sălbatic în acele momente. O carte foarte interesantă, pentru că este și o realizare grafică foarte, foarte de remarcat. Apărută la editura Detectiv Literar. Să precizăm că partea grafică îi aparține lor. Vom vorbi despre toate la rândul lor. Ce ar mai fi de spus despre domnul Ciupală? A fost muzeograf la Muzeul Doftana, apoi la Muzeul Peleș, despre care a scris o carte-album, ca să spunem, o carte-album foarte interesantă, penultima apariție a domniei sale anul trecut. Din nefericire, nu am lăsat acea carte aici, dar cine știe, poate o vom face odată. Aceste două volume au fost sprijinite, trebuie să recunoaștem, spășiți, au fost sprijinite de către Consiliul Local Câmpina, care a alocat anumite sume pentru plata tiparului și apariției acestor cărți, care fac parte și întrecesc cumva o colecție foarte interesantă, Câmpina Patrimoniu Cultural. De 7-8 ani au apărut aceste cărți. Cred că și domnul Dochia are o anumită contribuție la această colecție pe vremea când era directorul Casei de Cultură. E bine că această inițiativă s-a păstrat și să sperăm că și în viitor vor fi alocate sume pentru apariția acestor cărți, pentru că sectorul editorial românesc are mare nevoie de astfel de injecții de capital în piața editorială și în apariția cărților. Aceste două volume, împreună cu monografia lui Speca Teodorescu, care a fost reeditată în ediția Anastatic, au fost lansate și cu ocazia zilei Câmpinei pe 8 ianuarie, dar atunci nu am avut foarte mult timp să discutăm despre aceste cărți, pentru că programul a fost foarte complex, au fost momente teatrale, de dans popular, de prezentare a realizărilor administrației locale, etc., etc.